Am venit cu multă încredere că putem să împărtășim din experiența noastră privind implementarea proiectelor de Smart Village la nivel național și mai ales internațional. Și suntem surprinși de deschiderea cu care autoritățile locale au primit informațiile pe care noi le-am putut împărtăși. Ce sperați de la această reuniune? Sper de la această reuniune, după cum am sperat și de la cele trei ediții anterioare, ca primăriile să vină reprezentate din ce în ce mai bine și să primească aceste informații pe care noi avem printr-un program susținut de Comisia Europeană, un program de digitalizare și de audit al digitalizării la nivel de primărie. Încercăm să deschidem, să spunem așa, în conștiința dumnealor nevoia de digitalizare, de creare de baze de date și de aplicații care să ușureze atât viața cetățenilor, cât și operarea tuturor funcțiunilor pe care primăriile le au ca și atribuții în mod cotidian. Cum recepționează reprezentanții OAT-urile acest eveniment? Pe de o parte sunt cei experimentați, care deja au început mai de mult și care sunt proactivi. Pe de altă parte sunt și cei care sunt la început sau, eu știu, sunt în echipe noi ale autorității locale, care sunt mai curioși, puțin mai temători. Lucrurile se compatibilizează mai greu, dar oricum sunt extrem de pozitivi. Cu ce puteți să-i ajutați concret? Imediat după eveniment, deja am stabilit cu deși un program de vizite. O să mergem și o să facem un audit, al digitalizării la nivelul primărilor pentru cei care s-au arătat interesați în mod gratuit. Ne facem un, să spunem așa, un digital assessment pe bazele, să spunem, și perceptele Comisiei Europene și încercăm să le sugerăm câteva direcții către care să se îndrepte sau să-și îndrepte bugetele anilor viitori pentru a putea crea baze de date interoperabile și funcțiuni cât mai smart. Pentru cei care, reprezentanții OAT-urilor care n-au ajuns la acest eveniment, un mesaj? Mesajul meu e să aibă încredere, să vină într-un număr cât mai mare, nu pierd nimic, câștigă foarte mult și câștigă foarte mult și imediat după evenimentele din anii viitori, pentru că o să ne îndreptăm atenția și asupra dumnealor. Costin Trandafir, Heveco România.